Odată ce ați stabilit elementele din programa școlară și ați identificat obiectivele educaționale, este momentul să găsiți obiectivul cultural care să vă ajute să realizați ceea ce v-ați propus. Putem lua, de exemplu, fostul Palat Regal, actualmente Muzeul Național de Artă al României, pe care îl puteți vedea din foarte multe puncte de vedere și asta chiar vă sugerăm, vă indicăm să vedeți obiectivul cultural din cât mai multe arii posibile și facem un experiment pe Muzeul de Artă. În primul rând, el este situat în Piața Revoluției, care deja este un obiectiv cu foarte mare răsunet, cel puțin în istoria națională. Este vis-a-vis de Biblioteca Națională, fondată de primul rege al României. Este fostul Palat Regal, cum spuneam, și deja avem foarte clar identificat subiectul, materia istorie despre care putem vorbi. Putem să vorbim despre istorie în general, despre secolul XIX, putem să vorbim despre locuire, despre cum se construia în secolul XIX, despre cum arăta un element de un monument de for public. Dar de asemenea putem vorbi, de exemplu, despre matematică. Putem să privind coloanele și pilaștrii care decorează Palatul Regal, putem să vorbim despre proporție, despre echilibru, putem să vorbim chiar despre stilurile arhitecturale grecești, să spunem, despre stilul corintic, despre stilul corintic în principal, și evident despre artele plastice, despre cum sunt preluate anumite elemente astăzi. Ca o sinteză, alegerea zonei cu obiectivele la care ne oprim pe traseul educațional depinde foarte mult de obiectivele educaționale pe care ni le-am fixat. Pentru a cântări de cât timp avem nevoie, de câte ori ne oprim, câtă informație putem să dozăm la fiecare din aceste opriri, este important să avem în minte un principiu. Mai bine, mai puțină informație, dar dată într-o experiență mai plăcută, mai atractivă, decât foarte multă informație, dar care nu va fi primită bine, nu va fi asimilată. Pe care probabil ei nu o vor putea folosi, adică trebuie să fie și relevantă pentru ei și pentru interesele lor, pentru cunoștințele lor la vârsta respectivă și așa mai departe.